Here I come. Oh, here I come. Ești sătul de jocuri cu povești grozave? Te-ai plictisit de mecanici de joc moderne care chiar au sens? Vrei să evadezi într-un tărâm transilvanean unde în mod misterios castelul Bran a fost înlocuit cu peleșul? Mai mult decât atât, vrei să te c***i pe tine de frică? Ei bine, avem jocul perfect pentru tine! Vă prezentăm Resident Evil 8 Village, un joc video uimitor apărut direct din 1996, dar cu grafică modernă fotorealistă. Intră în pielea lui Ethan Winters, cel mai plictisitor protagonist care a viețuit vreodată într-o poveste. Acest individ este atât de plictisitor, încât developerii nici măcar nu s-au deranjat să-i creeze o față. El este un tip oarecare, o persoană normală, un om obișnuit care are puterile lui Wolverine. 12 seconds later. Good. Ethan poate întrece vârcolaci cât este legat la mâini. 3, 2, 1. Poate încasa două lovituri de ciocan de 2 tone de la o ființă cu puteri supraomenești. Veniți la oaltă, oameni dragi, să vă minunați în fața celui mai puternic om din lume! Fiindcă Ethan poate susține forța enormă centrifugă a acestei capcane medievale pusă aleator într-o peșteră, adică era acolo așa în caz că... În fine! Ideea e că orice alt om ar fi fost agățat în acei țepi și a zvârlit vreo 3 terenuri de fotbal. Dar nu și eroul nostru! Ethan este un mare fan BDSM. Chiar este un fan foarte mare BDSM. Dar stați fără griji, căci toarnă puțină aghiazmă, spune tatăl nostru și gata, e ca nou. Un lucru este clar, doamnelor și domnilor, nu se mai fac oamenii la fel de puternici cum se făceau odinioară. Acum stau toți pe TikTok și alte mizerii. Resident Evil 8 conține logică de ultimă generație, precum inabilitatea de a pune mâna pe o lopată numai bună de luptă sau chiar pe niște perii. Nu glumesc, oameni buni, până și o cratiță de pe gard ar fi fost utilă. Nu știm exact dacă Ethan este înalt ca Bradul, dar cu siguranță știm că este mai prost ca gardul. El umblă permanent cu un cuțitaș de buzunar și refuză pur și simplu să ridice arme mai bune de pe jos. Acum, serios, ce fel de imbecil lasă în urmă halebarde și altele de genul? Și că tot veni vorba de a fi mai prost ca noaptea, când Ethan se ia la pumni și palme cu al său cuțitaș, de ce mama măsii nu îl înfinge în tâmpla unuia în loc să-l ia la bărberit? Trecând mai departe, în afara faptului că este unul dintre cei mai plictisitori și prost scriși protagoniști din istorie, acest individ nu știe niciodată ce dracu se întâmplă. Where to start? What the hell? What's it all this? Where the hell am I? What happened? Did they just run out of the house? What's going on? What the hell is wrong with this place? What the hell? What the hell? Child? Do you mean Rose? Is she here? Where's Rose? Who's Mother Miranda? What? Where? What are you doing? Am I losing it? What am I supposed to do? Where am I? What's going on? What are you saying? Până și acesta și-a dat seama de asta. Este atât de secant încât la un moment dat revine literalmente din morți doar să mai pună câteva întrebări în pula mea.
What's going on? Vă spun cu sinceritate, dragi telespectatori, dacă ar exista vreodată jocurile olimpice ale întrebărilor idiote, Ethan ar ocupa primele trei locuri. Ok, poate ar avea ceva concurență și prin această individă. Why are you doing this? You really want to kill me? Why? Why would you do this? Resident Evil 8 mai are și alte surprize care te vor bulversa psihotronic, precum puzzle-uri care îți vor îndoi mintea cu ale lor complexitate, precum să împingi o plită cu fruntea în loc să-ți folosești mâinile. Sau să muți o biluță printr-un castel Lego. Această emisiune nu este sponsorizată de către Lego. Aici, nimeni nu înțelege de ce nu a pus bila aia direct în gaură de la început. De asemenea, cum mama naibii mașina asta s-a ridicat către tavan și a căzut pe o parte? E, cui trebuie fizică la urma urmei? Jocul conține scriituri lirico-prozaice, eminescene și sadoveniene demne de premii internaționale, precum vampiri care sunt imuni la usturoi, dar care sunt sensibili la frig. You stupid man thing! Dar în același timp locuiesc în vârful unui munte de pe meleagurile noastre, unde, știți voi, ninge. Și e frig. Pentru că e munte. Ori oare sunt sensibile la frig, fiindcă pe protagonist îl cheamă Winters? Presupun că răspunsul la această întrebare va rămâne mereu neelucidat. Așa că pregătiți-vă pentru o aventură horror demnă de Looney Tunes cu un final plagiat din al șaselea simț. You were murdered by Jack. You died there 3 years ago. Și înfruntă inamici care aparent au fost și ei plagiați dintr-un c**at de film din 2013. Această capodoperă evanghelică interactivă îi are ca actor pe... Oricum nu se îngrașă înainte de Crăciun. Mi-am pierdut soția, dar m-am făcut cu o păpușă gonflabilă. Cele mai bune 30 de minute din tot jocul. Ducesa, te rog, stai pe fața mea și fiicele tale ni se pot alătura? Varianta feministă a lui Chucky. Operațiunea Monstru. Tipul ăla bătrân care o arde în cluburi după divorț. Nu sunt gras, sunt doar pufos. Și în rolul principal, domnul ce p***a mea se întâmplă? Resident Evil. Introduc ce cifră vrei tu, fiindcă practic are același game design antic și puturos din 1996 încoace din nou și din nou și din nou. Serios acum, mai degrabă făceau povestea din cartea de povești de Tim Burton de la începutul jocului, fiindcă orice altceva ar fi fost mai bun decât mizeria asta de poveste. În orice caz, eu v-am lăsat, vă urez numai bine și dacă nu ești nici vaccinat, nu porți nici mască în magazinul de la colț, sper să te calce mașina, să dea în marșarier și să te calce din nou. Și nu uitați să dați un like, subscribe și poate un share cuiva care ar aprecia acest clip. Numai bine!